Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vreau să împărtășesc câteva gânduri cu dumneavoastră din Cuvântul lui Dumnezeu, mai ales având în vedere că suntem în casa Domnului, suntem înaintea Domnului și suntem la o sărbătoare, ziua mamei. De aceea gândurile mele vor fi cu privire la familie. Psalmul 92, versetul 13, este cuvântul pe care îl voi citi, din care vom urmări trei gânduri. Psalmul 92, versetul 13. Cei sădiți în casa Domnului vor înflori în curțile Dumnezeului nostru. Amin. Este bine să ne întoarcem întotdeauna spre Cuvântul lui Dumnezeu în toate împrejurările vieții, cu atât mai mult când este vorba de familie. Dacă suferă ceva în timpurile noastre, suferă familia. Este asaltată în biserici, este asaltată de politicieni, este asaltată de sistemul economic, este asaltată din toate punctele de vedere. Și atunci, ca oamenii lui Dumnezeu, trebuie să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu și să învățăm lucruri noi care să aducă în casele noastre mila Domnului, îndurarea Domnului, purtarea Lui de grijă. În acest verset din Psalmul 92, versetul 13, ni se spune că cei sădiți în casa Domnului vor înflori în curțile Dumnezeului nostru. Catolicii au un proverb care sună în felul următor. Dați-ne un copil, mai ales în primii ani ai vieții, în primii 7-8 ani de viață. Și vă asigurăm că acel copil va fi un catolic pentru restul vieții lui. Înseamnă că se ocupă de el ca să poată să facă o astfel de afirmație. Îl educă în sistemul lor religios. Dar dacă facem de așa manieră încât copiii noștri să fie crescuți în casa lui Dumnezeu, cei sădiți în casa Domnului. Verbul a sădi înseamnă a planta, a pune ceva în pământ, sămânță în pământ și a aștepta apoi să crească. Mesajul meu scurt în această dimineață se intitulează Unde sădim? Unde sădim? Trei gânduri. Primul gând în acest verset și la acest mesaj este sădirea. Asta înseamnă că dacă suntem binecuvântați de Domnul, să avem un copil sau doi sau mai mulți, trebuie să-i aducem în casa lui Dumnezeu. Pentru că aici se spune cei sădiți în casa Domnului. De aceea este întrebarea, unde sădești tu? Pentru orice părinte este important ca fiii și fiicele noastre să fie aduși la casa Domnului. Pentru că aici sunt învățați, pe lângă ce învățăm în casă, sunt învățați să aibă părtășie. Sunt învățați cuvântul lui Dumnezeu. Sunt învățați legile Domnului. Sunt învățați să respecte biserica. De aceea vă încurajez, frați și surori, tați și mame, bunici, nu lipsiți de la casa Domnului.
și nu vă lăsați copiii acasă când veniți la casa Domnului. Nu îi lăsați în fața televizorului și în fața tabletei sau a computerului. Aduceți-i la casa Domnului. Sădiți-i aici și lăsați-i să crească aici. Recent am citit mărturia acestui binecunoscut și mare actor, Sylvester Stallone. Are două seriale mari de filme, Rambo și Rocky. Și Sylvester Stallone spunea, făcea următoarea afirmație. Eu am crescut într-o biserică romano-catolică. El este și de origine italiană. Și am învățat despre Mântuitorul Iisus Hristos acolo, la biserică. Am fost la Sunday School. Dar timpul a trecut, spunea, am crescut mare și am uitat tot ce am învățat. Am apucat lumea și am crezut că făcându-mi un nume al meu și fiind un om cu influență, asta înseamnă totul. Dar mărturisesc astăzi, spunea în articolul acela, că m-am înșelat. Departe de Mântuitorul Iisus Hristos nu este nici o împlinire. Niciuna. Faima îți gâdâle firea, spunea el. Dar după ce a trecut faima și după ce trecem și noi, ce se întâmplă cu faima și cu numele fără de Dumnezeu? De aceea m-am hotărât să mă reîntorc la Mântuitorul meu Iisus Hristos și să-L slujesc cum nu L-am mai slujit până acum. Glorie Domnului dacă face lucrul acesta! Pentru că și-a adus aminte de ce a învățat în casa Domnului. Sădirea. Apoi, după sădire, este al doilea lucru, răbdarea. Spune cuvântul Domnului, cei sădiți în casa Domnului vor înflori. Vor înflori. Îți trebuie răbdare până răsar și până înfloresc. Nu este așa? Dar în timpul acesta nu încetezi să-i uzi, să-i înveți. Nu încetezi să te rogi pentru ei, nu încetezi să le vorbești despre Iisus Hristos, nu încetezi să-i prezinți înaintea Domnului. Tot săptămâna aceasta am citit mărturia acestui mare teolog și profesor american, Tony Campolo, doctorul Tony Campolo, poate ați auzit de el, a fost și consilier spiritual pentru președintele Clinton când el a călcat pe alături. Și Tony Campolo spune următorul lucru. Aveam 9 ani, locuiam în Philadelphia și mai aveam 2 prieteni, tot de 9 ani. Cred că eram cei mai răzleți, mai neastâmpărați și mai greu de stăpânit copii din biserică. Toate relele câte puteam să le știm la vârsta de 9 ani le-am făcut. Și acasă și la biserică. Dar s-a întâmplat ceva la 9 ani cu noi 3. Ne-am întors inima către Iisus, ne-am auzit ce spunea. Și am spus părinților noștri, toți 3, și apoi ne-am dus cu părinții la păstor și am spus, noi vrem să ne botezăm în apă. Că ne-am pocăit la 9 ani. Nici părinții, nici păstorul n-a vrut să-i boteze, pentru că sunt prea tineri odată, prea copii
și nu știm dacă s-au schimbat, ce s-a întâmplat cu ei. Dar spune, atât am plâns și atât gălăgie am făcut încât n-au avut încotro, într-o zi ne-au botezat pe toți trei. Dar zice, și acum aud, toată biserica a spus, de ăștia trei nu se va alege nimic toată viața lor. Da. Tony Campolo a devenit unul dintre cei mai influenți profesori americani de teologie în Statele Unite și în lume. Are multe cărți. Unul din prietenii lui a devenit un misionar african care și acum, că e bătrân acum, și acum încă este misionar în Africa. Și cel de-al treilea dintre ei a devenit profesor universitar la una din universitățile creștine din Africa. Toți trei au devenit oameni mari, oameni cu nume. Ia timp. Cere răbdare. Dacă l-ai sădit în casa Domnului și când ți se pare că nu mai este nicio speranță, frați și surori, doamnelor și domnilor, mame și tați, este o zi când Dumnezeu vorbește fiului risipitor și îi spune, împlinirea ta este în casa Tatălui. Este în casa Tatălui, nu la turma de porci, la discotecă, la dansuri. Nu cu porcii lumii, cu poporul Domnului. Cu poporul Domnului. Ia răbdare după ce ai sădit. Și apoi, al treilea lucru este că după ce sădești în casa Domnului, sunt rezultate. Vor înflori în curțile Dumnezeului nostru. Adică vor fi oameni cu nume în poporul Domnului. Vor avea o mărturie. Și vor spune... Am fost departe de Domnul, am fost un rebel, am fost un răzvrătit, am căzut, dar cel ce este plin de milă și de bunătate m-a ridicat. Și n-am uitat rugăciunea mamei, n-am uitat rugăciunea tatălui, n-am uitat învățătorii de la școala duminicală, n-am uitat versetul acela pe care mi l-a repetat mereu, n-am uitat. Dar trebuie să îi sădim în casa Domnului, să-i aducem aici. Nu stați acasă și nu lăsați copiii acasă. Vă aduceți aminte de acest verset, puneți-l pe ecran, Psalmul 84, versetul 3. Cu siguranță, acum când îl citiți, vă aduceți aminte, până și pasărea își găsește la casa Domnului o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune ce? Pui. Frați și surori, doamnelor și domnilor, observați la cuvântul care introduce versetul acesta. Până și pasărea, rândunica și vrabia, uitați-vă la mine, au un creier cât vârful degetului mic de la mână. Atât ai creierul lor. Dar aceste două păsări știu un lucru. Că dacă e nevoie de securitate pentru ele, securitatea o au la casa Domnului. Acolo nu vine pisica, acolo nu vine șarpele, acolo nu vine nimic care să le pericliteze viața. Și apoi mai știu ceva, de aia spune, până și pasărea. Adică vrea să spună Dumnezeu, oameni buni, dacă o pasăre care rândunica și vrabia cu un creier cât vârful degetului mic de la mână, știe că cel mai prețios lucru pe care îl au ele, care e cel mai prețios lucru? Uitați-vă acolo, care? Pui! Pui!
Cel mai prețios lucru al lor este în siguranță în casa Domnului și la casa Domnului. Voi să nu înțelegeți că trebuie să aduceți puii la casa Domnului? Doamne, înțelepțește poporul Tău, Doamne. Și poporul Domnului trebuie să spună amin. Înțelepțește biserica Ta, Doamne. Să vedem că puii noștri vor fi în siguranță în casa Domnului. Dacă până și vrabia, tu și cu mine avem un creier un pic mai mare, ar trebui să gândim un pic mai mult, mai profund, mai adânc. Dacă este un loc binecuvântat pentru puii noștri, pentru ce avem noi mai de preț, pentru copiii noștri, este casa lui Dumnezeu. De aceea mă rog Domnului ca toate familiile Bisericii Emanuel și toate familiile din Biserica Domnului de Pretutindeni să pună la inimă aceste cuvinte și să sădească în casa lui Dumnezeu și nu să sădească puii și copiii în alte ogoare, în alte pământuri, pentru că binecuvântarea lor este aici, în prezența Domnului, și fie această prezență experiența ta și a casei tale. Amin. Ne ridicăm în picioare. Împreună ne rugăm Domnului și mulțumim Domnului pentru cuvântul Lui și ne rugăm Domnului să ne dea inima aceea prin care să avem grijă de copiii noștri, să avem grijă de puii noștri, câți copii, câți nepoți, câți strănepoți, să avem grijă și să nu-i sădim în alt pământ și în alt ogor. Așa cum a zis Boaz către Rut, nu te duce în alt ogor, stai în ogorul meu, aici vei fi binecuvântat. În casa Domnului este binecuvântare. Ne rugăm Domnului.